Deci în prima parte a copilăriei, cred că exact ca toți cei de generația mea, bunicii și părinții noștri pregăteau cozonaci, care în ziua de astăzi nu prea să mai fac, te duci și cumperi. Deci mirosea fain de tot. Deci mirosea super, da. Mi-aduc aminte că și mama ne împletea, se pricepea foarte bine, ne împletea câte o hăinuță, câte niște mănuși sau fes, se pregătea de sărbători. Deci a fost un sentiment foarte... cu mersul cu colindul, chiar... Cum erau iernile? Iernile nu sunt ca acum. Deci ieri cu zăpadă. Deci cu zăpadă, cu săniu și acum abia apucăm dacă mergem să le dăm cu schiuă, să dăm copiii cu schiură la munte sau dacă nu, patinoarul artificial care e în piața civică. Sau... Dă-te la ce oră ieșeam copiii la zăpadă? Deci că eram în vacanță de dimineață până seară. Veneam uzi-luarca acasă, mai ne luam și bătaie, că asta e, că nu înțelegeam, dar nu simțeam frigul, nu simțeam gerul. Era bucuria copilăriei și trăiam, profitam din plin. Erau zone de dedeluș? Erau, bineînțeles. Eu am copilărit în Tulcea, deși bunicii din partea mamei sunt din Malcoci, bunicii din partea tatălui sunt din Nufărul. Am copilărit și pe aici și în vacanța de iarnă. La fel, aici ne dădeam pe coaste, mergeam câte un kilometru să ne dăm pe coaste, ne dădeam cu ciolofanul, nu aveam săni sau... Deci a fost un sentiment foarte... care nu o să-l uităm niciodată. Bucuria copilăriei, da. Noi încercăm să transpunem acum... adulții care deja ne-au făcut mari către copiii noștri, dar parcă nu mai sunt, pentru că nu ne mai pricepem să facem cozonaci. N-am învățat. Mama mea în 2020 s-a stins, Dumnezeu să o odihnească, și mai aveam ce învăța de la dânsa, poate și soția să împletească, dar dacă s-a stins cam de vreme, asta este. Și mi-aduc aminte, totuși vreau să vă spun o chestie care cred că e cam rară pe partea noastră de Dobrogea, nu știu, în țară, așa. Când veneam la Malcoci, în Sfintele Sărbători de Crăciun, să știți că în localitatea Malcoci se merge cu colindul pe 23 și 24. Deci două seri la rând. Pe 23 seara se merge o jumătate din sat, pe 24 cealaltă jumătate. E o tradiție pe care n-am mai auzit-o până acum. Au fost diversificate, nu ne duceam în același an cu același colind. Mai schimbam și noi, că mergeam pe la aceeași rude, aceeași vecini, și bă, da, parcă v-am auzit și anul trecut colindul ăsta. Deci mai schimbam și noi repertoriul. Și ce primează la gazde? Cel puțin la țară, la bunici, mi-aduc aminte, deci primeam mere, nuci, colaci și cât un bănuț. Deci primeam, pe lângă bănuț, primeam și ceva bunătățuri. Bunătățuri, da. Și bănuțul? Bănuțul de obicei era de metal, așa, mi-aduc aminte, el și ce valoare avea, că... dar ne bucuram, nu conta. Bucurie pentru era... noi era, da, nu contau banii, pentru noi era bucuria că ne primeau. Ne supăram foarte tare că nu ne primeau sau erau porțile încuiate. De obicei, de Ignață tăia porcul, mi-aduc aminte că da, ca fiecare trebuia să călărim porcul. De, când eram editei, deci era musai după ce se prălește, se dă cu sare, să lasă un pic să mai se acoperă cu niște haine și noi trebuia să călărim porcul. Și moșul venea, moșul? Bineînțeles că venea. Venea și cu un uieluș, că n-a fost numai comis cu mis, da? Crăciun. Sărbători fericite, cu liniște și pace în suflet, bineînțeles. Să încercăm să fim mai buni și să gândim totuși pozitiv. Și să nu ne mai uităm în curtea vecinului.